Se părea că lucrările conferinței județene a PSD Giurgiu nu vor aduce nimic nou față de ceea ce era de așteptat, și anume desfășurarea fără probleme a dezbaterilor. A ieșit însă la rampă primarul din Ghimpați, Constantin Cărăpânceanu, a cărei intervenție a fost urmărită atent, fiind deja cunoscută dizidența acestuia în raport cu președintele Nicolae Bădălău. Cărăpânceanu a avut totuși un discurs liniștit, dar a produs și o surpriză, făcând referire la obligația statutară de a primi o recomandare de la liderul organizației. Referitor la recomandarea pe care eu am urmărit pe site, sunt de Buncerea, sunt de Cunsiviu, era vorba de recomandare. Îmi permit să fac o mică glumă și spiritul domnului președinte, dacă s-a dus timpul pe la munte și la mare. Cine te recomandă? 1% de ei. A fost o mică glumă, domnul președinte. Întâmplător sau nu, primarii care au luat cuvântul sunt dintre cei care au venit mai recent în PSD. Mesajul principal transmis de ei s-a referit la sprijinul pe care îl așteaptă pentru a oferi la rândul lor sprijin. De aceea, așa cum ne-ați arătat în 2014, ne-a arătat și în 2015, ca să fim dumneavoastră și în 2016, și 2017 și așa mai departe. În ansamblu, conferința județeană a PSD Giurgiu a îndeplinit formalitățile deja cunoscute. Nicolae Bădălău a fost reales președinte al organizației social-democrate și, ca o relativă noutate, în conducerea județeană au fost aleși foarte mulți tineri.